Pompierii sălăjeni au fost solicitați să intervină astăzi în jurul prânzului la două incendii de vegetație de amploare. Prima intervenție a fost la Nușfalău, în zona muntelui Sfintei Treimi, unde flăcările se manifestau pe aproximativ 10 hectare. A doua intervenție a fost la Aghireș, unde focul s-a extins pe aproximativ 5 hectare de teren. Cu puțin înainte de ora 13, pompieri au fost chemați să intervină la un incendiu de vegetație uscată în localitatea Nușfalău, în zona muntelui Sfintei Treimi. Flăcările s-au manifestat pe o suprafață de aproximativ 10 hectare, pompierii gărzii Nușfalău fiind cei care s-au deplasat la fața locului. La scurt timp, în jurul orei 13 și 5 minute, un alt incendiu de vegetație uscată a fost anunțat în localitatea Aghireș, cu posibilitate de propagare la pădurea de brazi din apropiere. Focul s-a manifestat pe o suprafață de circa 5 hectare, pompierii detașamentului Zalău reușind să-l localizeze și să-l lichideze.